Salut, prieteni! Sunt Marius. Am astăzi pentru voi un scurt film în care vreau să vă prezint o problemă care a apărut la telefonul meu Galaxy Note 7. Telefon pentru care făceam un unboxing ieri. După cum vedeți, telefonul se află într-un mod de perpetuă reclamă pentru Galaxy Note 7. Din punctul meu de vedere, însă, e o reclamă nu tocmai favorabilă. De aseară, în timp ce făceam recenzia pentru, mă rog, sau unboxing-ul pentru acest telefon, telefonul a avut niște probleme pe care eu le-am atribuit plăcii video, nu știu cum să zic, sau graphic processor unit. Însă astăzi lucrurile s-au înrăutățit, în sensul că în timpul zilei s-a restartat de câteva ori și la un moment dat, pe seară, în timp ce eram în mașină, afișa un mod de, nu știu cum să zic, semi-activitate, în sensul că se vedea ecranul, se vedeau nu știu, detaliile, iconițele, aplicațiile care erau pe ecran, însă telefonul era nu avea răspuns la touch, nu s-a lăsat oprit și în momentul când mă sunam, telefonul anunța, nu știu, că n-ar fi disponibil. Am încercat să-l resetez în toate modurile posibile și cu butonul power singur și cu butonul power și cu butonul home și cu butonul power și cu volum down și cu butonul power și volume up. Nu știu, am încercat efectiv în toate felurile. Din păcate, din acest telefon nu se poate scoate bateria și cred că sunt condamnat între ghilimele să stea așa telefonul până când se va consuma în totalitate bateria. Astăzi l-am lăsat să se descarce în mod normal până la zero și l-am conectat la computer pentru a se încărca. A avut nevoie de circa 8 ore, timp în care nu s-a încărcat suficient. Deci e posibil să fie o problemă și cu bateria. Sau, eu știu, cu circuitul de pe placa de bază care, practic, coordonează încărcarea. În orice caz, nu e o notă bună. Din punctul meu de vedere, telefonul are o problemă și sper să nu fie o problemă mai răspândită. Înainte să închei, o să vă atașez câteva fotografii cu manifestările pe care le-am avut în timpul zilei de ieri și cu câteva fotografii făcute astăzi, cu speranța că această manifestare să fie singulară sau să fie oarecum izolată, să nu afecteze și pe alții. Ok, prieteni, aceasta a fost. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmul următor. Ciao!